Ministrul interimar al Sănătății spune că sunt probleme cu plata salariilor personalului medical. Cecheotilo precizează că se caută mai multe soluții, dar cea mai la îndemână ar fi rectificarea bugetară. Șeful său, Florin Câțu, spune de cealaltă parte că nu vor fi probleme cu plata salariilor. Ministrul interimar al Sănătății susține că sunt 74.000 de angajați în sistem care trebuie să primească salarii de la Ministerul Sănătății. Cheltuieli de personal. Avem 74.000 de angajați în sistemul bugetar de sănătate care trebuie să primească salariu pornind de la bugetul Ministerului Sănătății, mai jos prin DSP-ul și așa mai departe. Pentru luna decembrie, care înseamnă salariu pentru munca desfășurată în luna noiembrie, nu avem asigurată această sumă. Soluțiile pot fi găsite, resurse financiare, am înțeles de la Ministerul de Finanțe că există. Trebuie găsită soluția legală, juridică, prin care acest lucru se rezolvă. Cecheotilo a mai precizat că termenul până la care trebuia găsită soluția este finalul lunii noiembrie, astfel încât angajații să-și poată primi banii în 15 decembrie. Încă nu suntem n-am depășit o anumită limită după care nu poate fi gestionată sau în care am intrat în întârziere de plată a salariilor la 15 decembrie. Dar, sigur, am semnalat această problemă pentru că trebuie să fim preventivi și să nu ajungem într-o asemenea situație. Întrebat de situația personalului medical care s-ar putea confrunta cu întârzieri salariale, șeful interimar al guvernului neagă această ipoteză și spune că nu vor exista probleme cu plata salariilor în luna decembrie. Nu cred așa ceva. Chiar am corectat, noi am plătit și foarte bine în vară, erau centre de vaccinare neplătiți de câteva luni de zile, plățile sunt făcute la zi, nu cred că vor exista probleme cu plata salariilor.